prezent la București, primarul Sucevei Ion Lungu a avut o serie de întâlniri și discuții cu factori decizionali din instituțiile statului, vizând probleme curente ale municipiului, dar și oportunități viitoare. Astfel, în cadrul unei întâlniri cu ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Otilo Ceche, discuțiile au fost în principal pe tema transmiterii în folosință gratuită a bunurilor publice în favoarea autorităților publice locale, compensarea a 50% din combustibilul consumat la încălzirea în semn centralizat, respectiv biomasă, pentru jumătate de luna din decembrie 2022 și luna ianuarie 2023, precum și proiectul de lege privind organizarea și funcționarea poliției locale. Tot în cursul zilei de luni, edilul Sucevei a participat la sediul Asociației Municipiilor din România la o întâlnire cu președintele Curții de Conturi, Mihai Busuioc, referitor la regulamentul privind activitatea de audit public extern aprobat prin hotărârea Curții de Conturi a României. Totodată am avut discuții la Ministerul Finanțelor, la Compania Națională de Investiții și la ANRE, Autoritatea de Reglementare în domeniul energiei, cu probleme curente ale municipalității, a spus Ion Lungu, care merge frecvent la București pentru a impulsiona proiectele care vizează municipiul Suceava, dar și pentru discuții privind cadrul legislativ care vizează autoritățile locale, fiecare decizie care se ia acolo având impact în teritoriu.